39.000 de școlari și preșcolari au intrat în noul an școlar 2021-2022 în unitățile de învățământ din județul Călăraș. O singură școală a început online din cauza lucrărilor încă neterminate. Părinții au putut participa la festivitățile de deschidere din acest an, însă cu obligativitatea purtării măștii de protecție. Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Părea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfântul Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Tăi este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Venit în curtea școlii noastre. Ce faceți? Sunteți bine? Sunteți emoționați? Și cei mici și cei mari deopotrivă, nu-i așa? Anul trecut, din păcate, nu am avut parte de o festivitate de deschidere a anului școlar, așa cum se cuvine. Așa că astăzi încercăm să petrecem cât și pentru anul trecut, da? Tocmai de aceea am pregătit pentru voi scena ca și cum am pleca într-o călătorie. Avem aici avioane, avem globul pământesc, avem și harta României, dar putem să plecăm și mai departe de granițele țării. Asta pentru că aici la școală se poate absolut orice. Și acest lucru o să-l descoperiți voi, de la cei mai mici de clasă pregătitoare până la cei mai mari care acum cu emoție intră în clasa 8-a și se pregătesc pentru evaluarea națională. Dar astăzi am zis că nu vorbim despre lucrurile acestea. Astăzi este o zi de sărbătoare, este o zi în care avem și invitați, este o zi frumoasă și v-am pregătit câteva surprize, iar finalul vă garantez eu că va fi wow! Așa că nu trebuie să ne grăbim să plecăm, o să-i rugăm pe părinți doar să se distanțeze puțin și să-i lase pe cei mici, pentru că vor avea nevoie de spațiu la un moment dat ca să danseze. Dar până atunci, așa cum spuneam, avem invitați. Colegul meu, directorul adjunct Filip Nicolae, este alături de mine și în prima zi și pe parcursul anului. Bună ziua, mulțumesc! Avem invitații din partea Inspectoratului Școlar Județean, din partea Inspectoratului de Poliție Călăraș. Le invit alături de noi pe cele două doamne. Este vorba despre doamna profesor, inspector, colega noastră Alina Tănase, și pe comisar șef de poliție Simona Constantin din partea Inspectoratului de Poliție Călăraș. Mulțumim mult că sunteți alături de noi, nu doar astăzi, ci pe tot parcursul anului școlar. O să-i dăm cuvântul pentru că e mai aproape aici de sufletul nostru și pentru că anii trecuți era aici alături de noi pe scenă, doamne inspector Alina Tănase. Bine ați venit! Mulțumesc din suflet! Vă spun și eu bine ați venit! Bună dimineața! Mă bucur din suflet că sunt din nou pe această scenă alături de voi toți. Credeam că nu o să pot ajunge aici unde, de fapt, îmi este locul și unde, la fiecare deschidere de an școlar, am fost pe această scenă. Vreau să le urez bun venit tuturor, dar în special boboceilor, celor de clasă pregătitoare. Vreau să le spun bun venit
tuturor părinților și, bineînțeles, colegilor mei, minunatele cadre didactice din această școală. Să știți că pot să vă spun tuturor, părinților și elevilor, că sunteți într-o școală minunată, pe care eu o laud de câte ori pot. M-am alăturat școlii și cu un proiect finanțat din fonduri europene. Doamna director probabil o să vă spună mult mai multe lucruri despre acest proiect. Deci nu o să vă părăsesc niciodată. Bun, ce să vă spun? Succes în noul an școlar! Noi suntem alături de dumneavoastră. Să sperăm că vom veni pentru cât mai mult timp fizic la școală și nu online. Asta ne dorim. Vă spun tuturor succes în noul an școlar, putere de muncă, atât domnilor profesori cât și părinților și, bineînțeles, elevilor. Succes și multă, multă sănătate. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumim mult. Rămâi cu noi. Îi dăm cuvântul doamnei comisar șef de poliție, Simona Constantin. Vă ascultăm. Bună dimineața și bine ați venit în acest nou an școlar. Cu permisiunea dumneavoastră să vă transmit mesajul din partea Poliției Române. Dragi elevi, stimați profesori și părinți, începutul anului școlar 2021-2022 ne găsește în fața unor noi provocări pe care suntem însă convinși că le vom depăși împreună. Pandemia a generat situații atipice pe care a fost nevoie să le gestionăm printr-un efort comun și coordonat între instituțiile statului din domeniul sanitar, educațional, ordine publică, situații de urgență alături de autoritățile locale. Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, s-a aflat în primă linie în toată această perioadă și va continua să facă parte din acest parteneriat care, odată cu reluarea cursurilor în format fizic, trebuie consolidat spre binele și siguranța tuturor. Astfel, efectivele Ministerului Afacerilor Interne se vor implica activ în protejarea dumneavoastră, prin prezența sporită pe teren în proximitatea unităților școlare, mai ales prin structurile de siguranță școlară și rutieră, de prevenire și suport, de ordine publică, precum și prin celelalte unități cu atribuții în prevenirea situațiilor de urgență. Revenirea la școală se produce după o perioadă dificilă pentru toată lumea, dar mai ales pentru elevi. Ne dorim cu toții ca ritmul vieții să revină la normal, dar acest lucru se poate obține doar prin comportamente responsabile față de semeni. Structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt parte din comunitate și de aceea avem datoria de a ne implica serios în educația tinerei generații. Aceia dintre noi care participă la acest eveniment, indiferent de ipostaza în care se află, sunt primii responsabili de destinul și formarea acestor tineri și este necesar să o facă cu seriozitate. Dragi elevi, știm că acest an școlar este diferit, mai ales prin prisma regulilor sanitare care trebuie respectate, însă suntem convinși că vom trece cu bine și peste această perioadă. Vă mulțumim că înțelegeți acest lucru și respectați regulile și recomandările noastre, stimați profesori și părinți. Vă asigurăm că suntem alături de dumneavoastră și ne dorim o colaborare eficientă pentru a parcurge un an școlar în siguranță pe tot parcursul său, nu doar la debut. Suntem aproape de dumneavoastră, astfel încât școala să fie un spațiu sigur, dedicat studiului și performanței educaționale. Dragi elevi și profesori, vă dorim mult succes și un an școlar cu rezultate și plin de satisfacție. Vă mulțumesc! Mulțumim mult de tot! Am avut întotdeauna sprijinul atât al Inspectoratului Școlar Județean, cât și al Inspectoratului de Poliție Călăraș. Cei care ne cunosc știu că
Noi ne place să cântăm și să dansăm și că avem foarte mulți copii talentați. Am pregătit un scurt moment asta ca să demonstrăm și celor care nu ne știu și au venit pentru prima dată la noi. Am pregătit așa un scurt moment frumos. Tocmai de aceea o am alături de mine pe prima fetiță talentată. Nu este singura, sunt foarte mulți în școală. Majoritatea cunoașteți proiectele noastre, spectacolele Nouă ne pasă, pe care le facem din 2014, le organizăm atât de frumos. Cum te numești? Ghiță Daria. Daria, ce ne spui, ce ne cânti? Îți voi interpreta melodia Niciodată ca odată. După tine este lume greu, ram-tiri-diri-da, că așa-mi dat-o eu, ram-tiri-diri-da. După tine este lume greu, ram-tiri-diri-da. Everybody say it, everybody.